Toate școlile din municipiul Suceava ar putea fi trecute la sistemul centralizat de termoficare de anul viitor, dacă problema prețului gazului metan nu se va reglementa. Anunțul a fost făcut de primarul Sucevei Ion Lungu în cadrul discuțiilor care au avut loc vineri cu directorii de școli și contabilii șefi din învățământul preșcolar, gimnazial și liceal. Am avut discuții despre realizarea de economii la cheltuielile cu energia electrică și gazul metan. Am cerut școlilor să renunțe, unde este cazul, la contractele pe care le au pentru închirierea unor spații, deoarece consumurile energetice sunt mai mari decât sumele care se încasează din închirieri. Începând de anul viitor, dacă nu se reglementează problema prețului la gaz metan, vom trece toate școlile pe sistemul centralizat de încălzire. Nu se pune problema să restricționăm activitatea la școli, dar nici nu putem consuma din punct de vedere energetic fără număr, pe ideea că plătește primăria. Am convingerea că reprezentanții școlilor au înțeles corect mesajul municipalității, a transmis Ion Lungu. Șeful municipalității sucevene a mai adăugat că, legat de problema consumurilor de energie, pe PNRR s-au semnat deja contracte pe reabilitare și eficiență energetică în valoare de peste 8 milioane de euro la școala gimnazială numărul 9 Opcin, școala gimnazială numărul 3, școala gimnazială numărul 7 Ițcani și cantina Colegiului Național Petru Rareș. Edilul a precizat că este aprobat proiectul și la Colegiul Național Mihai Eminescu și urmează a fi semnat. De asemenea, sunt în curs de pregătire proiecte la școli și pe programul operațional regional 2021-2027, pe prioritatea numărul 2, digitalizare, și pe prioritatea numărul 6, educație.